Am revenit, Iustin Borș, lider de sindicat la Societatea Comercială de Reparații Locomotive, secția Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule lider de sindicat, data trecută când ați fost prezent în jurnal, era în contextul unei greve al angajaților. Ce s-a rezolvat după acea grevă? Acea grevă a fost, practic, generată de situația salarială. Practic, apărea o situație discriminatorie între salariații căi ferate la nivel național, pentru că toți salariații primise 15%, iar noi, parte din aceștia, doar 1000 și ceva de salariați, nu. Și atunci, normal, ca și colegii noștri, să reacționeze în felul ăsta. Și până la urmă s-a înțeles situația și s-a echilibrat. Atunci se vorbea și despre contractul colectiv de muncă. Până la urmă a fost încheiat acest contract? Exact, da. S-a încheiat așa cum ne-am propus, așa cum am negociat, în limitele admise de părți și considerăm că este ok pentru următoarea perioadă de un an de zile. Cât privește condițiile de muncă ale angajaților, care sunt acestea în acest moment? Vis-a-vis de condiții de muncă, de asta trebuie să oftez întâi de a exprima ceva, pentru că aici sunt neajunsuri. Cum să zic, degeaba la dumneavoastră vin și montez o instalație de încălzire dacă ea nu funcționează. Eu, pentru mine, ca și cel care organizează, probabil am avut ceva de câștigat, dar în momentul de față, dacă ea nu funcționează, și pe mine nu mă mai interesează, nu este ok. Deci sunt chestiuni acolo, cel puțin la Iași vorbesc, la depoul CFR Iași. Sunt chestiuni care atunci când va fi, să spunem, de la Rajac, Sistemul Național de Încălzire, dacă va fi oprit sistemul din anumite considerente avarii sau ceva, noi nu mai avem varianta B de încălzire și atunci iarăși ne întâlnim cu chestiuni grele, pe care noi am căutat să le evităm din timp, le-am reglementat, dar nu s-au finalizat în totalitate. Deci sistemul trebuie să funcționeze, nu să doar să fie montat acolo și atât, vă dați Aceste seama. Aspecte au fost comunicate mai Sigur departe? Sigur că da. De fiecare dată când noi am primit la nivel de sindicat, am căutat pe cât posibil să înștiințez conducerea CFR Călători, respectiv a depoului Iași. Tocmai s-a schimbat nouul director, dumnealui a venit, a văzut, a constatat, dar sperăm în perioada, probabil și dumnealui se bucură că este perioada de climaterică frumoasă și dar sperăm să nu ajungem să ne întâlnim cu situații grele din acest punct de vedere. Dacă vorbim despre numărul de angajați ai Societății Comerciale Reparații Locomotive, este suficient? Numărul de angajați nu este suficient. Este o chestiune pe care cei care ne conduc pe noi o neglijează. Deci, în momentul actual, eu consider că cea mai de valoare avere pe care o are Cale Ferată este forța de muncă. Forța de muncă, la momentul actual, dacă privesc, și pe mine mă îngrijorează pur și simplu chestiunea asta, pot să spun că este pe cale de dispariție. Forța de muncă, și cred că și la nivel național, pentru că nu văd un interes din partea școlilor, din partea elevilor care, să spunem că în sfârșit s-a înființat o clasă și vin elevi acolo, cum îi chestionez, nu văd că ar dori să vină să muncească la depou, cel puțin la noi, la depou de reparații. Este un sector, într-adevăr, nu prea agreat, pentru că e și din punct de vedere al salarizării și din punct de vedere al condiției de muncă. Elevul respectiv vede și știe și în străinătate cum stau lucrurile și atunci caută să aleagă varianta care îi convine. Dar ca și comparație, în trecut acest sector era mai atractiv? Să știți că eu când eram elev, în principiu vorbesc cu mare drag de trecutul ăsta.
îmi plăcea să vin, abia așteptam să vin să lucrez, să fac practică la depou și lucram efectiv cu mare drag, cu mare plăcere, îmi puneam salopeta și lucram. Era o chestiune de măreție, cumva, ceea ce acum nu mai văd. Elevul vine cu echipat așa sumar, cu în blugi, în Adidas, cu telefonul mobil, eventual face câteva fotografii și atât. Revenind la lipsa personalului, în aceste condiții, angajații cum fac față? Pentru că responsabilitatea este foarte mare în cazul depoului acesta. Angajații merg pe varianta să rezolvăm azi ceea ce se poate rezolva. De nu merg pe varianta omului gospodar să facem vara sanie și iarna car. Ei merg ca și cum ar fi un sfârșit aproape și ne împing practic să rezolvăm problema azi, indiferent de situații, indiferent de, aici vorbim de siguranța circulației, vorbim de transportul călătorilor pe cale ferată. Este îngrijorător din punctul meu de vedere, cum văd că se transmite mesajul de sus în jos, este îngrijorător. Dar situația călătorilor este pusă în pericol? Cum să nu? În primul rând, situația călătorilor este pusă în pericol. Ceea ce văd eu, așa cum pleacă cum este admisă o locomotivă a ieși la tren, cu anumite chestiuni pe care nu le voi specifica, tehnice, eu sunt sceptic, parcă am o reținere de a circula pe calea ferată, eu ca și ceferist când știu starea tehnică a locomotivei respective. Și mai știu că cei care ne conduc presează, nu știu de ce și până când o să facă chestiunea asta, pentru că presează ce anume? Presează ritmul ăsta de cum să vă zic, indiferent de situație, locomotiva trebuie să iasă la tren. Eu înțeleg situația și așa ar trebui să fie, dar indiferent de problemele acelei indiferent de probleme, da? Indiferent de probleme, locomotiva trebuie să iasă. Așa primim ca și ordine de serviciu. Dar dacă noi ne permitem să vorbim tehnic, nu este ok. Și starea parcului este destul de grav din punct de vedere tehnic. Sunt locomotive care sunt scadente la revizie, la revizii mari și în parcul nostru sunt aproximativ, cred, înspre 80%. Deci... Ce vârste au aceste locomotive, cu ghilimele de rigoare? Ca și vârstă, știți cum, nu prezintă importanță neapărat așa. Vârsta. Prezintă importanță starea tehnică, starea de funcționare. Eu dacă am acasă o mașină din care an, de 20 de ani, nu are importanță. Starea tehnică nu vine din vechimea. Nu vine neapărat din vechime. Din vechime vine starea, poate veni starea componentelor, starea osea prezintă garanție de funcționare neapărat, acea osea 20 de ani trebuie să fie scoasă din circulație, chiar dacă osea este ok din punct de vedere tehnic, dar pe general, pe total ansamblu, nu corespunde din punctul meu de vedere al reparatorului de locomotive. Facem diferite sesizări, să știți că nu, eu insist acolo cu șefii mei pentru că particip în mod direct la verificarea unei părți din ansamblul ăsta, care este locomotivă, este un utilaj destul de complex. Și constat că totuși eu să fiu la conducerea acestui depou, indiferent de situație, n-aș accepta să plece o locomotivă în stare respectivă. Dacă eu am pus un punct acolo că aici nu este ok, n-ar trebui să fie. Sunt dese situațiile în care locomotivele nu ar trebui să plece la drum, după cum considerați dumneavoastră, după opinia dumneavoastră? Haideți să vă zic ceva și demonstrativ. Când noi am oprit lucru, locomotivele au circulat pe baza unor derogări. Ce înseamnă? Că pe răspunderea conducătorului respectiv, locomotiva asta mai face încă un drum, deci fără să intre la revizie, fără să se facă verificările necesare. Ceea ce
asta demonstrează că au rezistat cel puțin o perioadă și probabil că ei ar fi făcut tot posibilul să se pregătească de a rezista mai mult, pentru că aici sunt și chestiuni delicate pentru ei privind această societate SCRL Brașov, pe care dintr-o anumite considerente doresc, ca să vă zic așa, desființarea ei, pentru că deși suntem în insolvență, suntem în insolvență tot fără vina noastră, este demonstrat, facem și noi lupte chiar și prin instanță, mergem să ne mai câștigăm cel puțin din drepturile deja care noi le avem de recuperat și admise de instanță, noi ca și salariați, ca și creditori aceste societăți. Eu aș vrea să vă întreb despre revizii, cum se procedează, cât de des se fac aceste revizii? Revizia se face ca așa cum este planificată prin nomenclatoare care specifică cel mai scurt timp de intervenție este la 3 zile. Iarăși următoarele chiar și la 30 de zile, în funcție de număr de kilometri, de cum este modernizată locomotiva respectivă sau... Nu asta este important. Important este că, probabil datorită unor situații financiare ce vedem noi, investițiile pe sectorul ăsta și ceea ce știu eu ca și buget la societății noastre este din ce în ce diminuat de la an la an și duce într-o situație proastă a parcului de locomotive în general. Dacă ar fi să vorbim în general despre situația CFR-ului, cu toții știm că nu este una optimistă această situație. Depinde... Care sunt? Cum să sau... Văd, da. Sau nu e adevărat ce spun? Ba da. Depinde, știți, care sunt problemele generale? Noi când privim între, vedeți și noastră, pe mass media, privim pe vârfuri în calea ferată, din lume, nu neapărat din țară. Așa. Vedem că, de exemplu, în Japonia s-a... inaugurat un tren de mare viteză care ajunge pe paisa aproape de 500 de km la oră. Chiar luna asta am citit pe mass media că prin Africa, prin Maroc undeva, se va inaugura o cale ferată de mare viteză, colaborare cu Franța, chestiuni care ne face să ne ușurăm capacitatea de gândire și să ne vedem unde ne aflăm noi, pentru că la noi în țară viteza de circulație, după cum se vede, este în medie, vorbesc, cam aproape de 50 de km la oră. De ce ne situăm aici? Aici ne situăm în primul rând de starea parcului de locomotive, a vagoanelor și a infrastructurii. Dumneavoastră circulați, când circulați cu calea ferată, pe calea ferată și vedeți în primul rând și condițiile din vagoanele respective. Chiar dacă este clasa întâi, nu mai este un sistem de reglare, este o ventilație insuportabilă uneori, prea cald uneori. Acel controlor, conductor de tren ce este, are doar probabil un buton on-off care oprește sau pornește un sistem, dar nu este nimic controlabil, nu este un confort, este din toate punctele de vedere și al igienii disconfort și știm toți cum este acum. Nu mai vorbim de întârzieri, sunt restricții multe, sunt câteva sclipiri, dar asta ar însemna ce consider eu o ieșire din starea de agonie, așa că se discută de creșterea vitezei circulației pe anumite tronsoane, de vorbește 120-130 km la oră, da, e București, Constanța, știu eu, prin nord-estul țării, plecări din București pe trasee, dar știți cum e și aici, de la A la B e doar pe o porțiune viteza asta, iar restul este limitată prin restricții. Infrastructura este relativ proastă și aici duce la întârzieri. Iar dacă vorbim despre angajații din cadrul CFR, cât de motivați sunt ei ca să-și facă bine treaba? Cum v-am spus, angajații din CFR sunt pe cale de dispariție, pentru că un angajat al cărei ferate trebuie să fie stimulat, nu numai așteptând salariul minim care se oferă. E un capitol și cu salariul minim. Chiar dacă, vedeți, dumneavoastră, va fi o modificare de salariu minim la 1 ianuarie, acum. Aici
văd o evoluție foarte slabă a salarizării la noi. Era un coeficient de ierarhizare la care ferată, în care făceau departajare între nou angajat, responsabilități, agremente, autorizările pe care le ai, obligativitățile pe care le ai în natura serviciului acolo, și atunci te departaja și aveai un salariu diferențiat. Acum salariul minim este pentru cel care se angajează, iar salariul celui care iese la pensie, să spunem așa, ar trebui să fie la o mare distanță. Vă dați seama că din 2013, dacă vorbim, când salariul net și salariul brut erau aceleași, acum, și era cam 800 de lei, prin vara al 2013, că atunci au fost două salarii, ce știu eu, s-a mărit salariul minim, s-au făcut impozitări din ce în ce mai mari la salariu și acum am ajuns la 2080 de lei la brut și în net este 1260 de lei. Deci vă dați seama, de la 800 de lei la 1260 de lei este o ridicare în atâția ani și la evoluția în care suntem și la responsabilitățile la care ferată, este o evoluție foarte slabă. Și dacă vine salariul minim încă o dată acum, să știți că se aplică doar la o mică parte din salariați, neavând acel coeficient de ierarhizare, și atunci se bucură doar cel care, să spunem că este nou angajat sau este la salariul minim. O ultimă întrebare, ne apropiem și de sfârșitul jurnalului. Spuneați ceva mai devreme că societatea comercială de reparații locomotive a intrat în insolvență. Ce se va întâmpla dacă, Doamne ferește, se desființează această societate? Societatea a intrat într-o insolvență prin 2015. Acum, în luna 11-2019, este termen și probabil ar trebui să fie spre sfârșitul drumului de insolvență. Dar societatea aceasta desființată va fi probabil un sfârșit brusc în sistemul de circulație al trenurilor pe cale ferată în România. Deci s-a încercat cumva o retușare a acestei societăți, dar nu funcționează. Noi suntem deja cu doi salariați pe locomotivă la nivel de țară care îi reparăm, este foarte puțin. Și dacă va fi un pic mai puțin de atât, probabil se va opri, se va auto-opri totul. Ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Domnule lider de sindicat Iustin Borș, vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Și noi vă mulțumim și chiar vă mulțumim pentru că mai avem posibilitatea să mai ne descătușăm așa stările și sperăm să se controleze, să se autosesizeze ceea ce se poate și să revenim la normalitate. Să știți că vă așteptăm și cu alte informații. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.